Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Vă invit să vedem împreună știrile ore 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată principalele subiecte ale ediției. Alertele false se țin lanț în Chișinău. Autoritățile au fost puse de pomană pe drumuri după ce un bărbat a anunțat că este o bombă în sediul centru al judecătoriei. Cei 21 de tineri reținuți ieri în apropiere de piața Marii Adunări Naționale ar fi vrut să genereze acte de violență. Ei s-au mobilizat pe o rețea socială, iar poliția a publicat mărturiile lor. Gata cu hârburile de pe străzile Chișinăului. Autoritățile promit că microbuzele care nu trec de inspecția tehnică vor fi scoase din uz. Președintele Consiliului European a declarat că 14 țări din Uniunea Europeană au decis să expulzeze diplomați ruși. Statele Unite ale Americii vor expulza 60 de diplomați. Alertele false se țin lanț în Chișinău. Dimineața autoritățile au fost puse pe jar de un bărbat care a anunțat că o bombă a fost pusă în sediul centru al judecătoriei Chișinău. Forțele speciale au fost mobilizate, iar zeci de oameni au fost evacuați din clădire. După ce au verificat birourile de pe cele 17 etaje ale judecătoriei, geniștii au anunțat că nu există niciun pericol. Era ora 9:50 de minute când un bărbat a sunat la 902 și a spus că în clădirea judecătoriei ar fi o bombă. S-a dat alarma, iar polițiștii, pompierii și geniștii au mers la fața locului. Zona a fost imediat încercuită. Ședințele de judecată au fost amânate, iar personalul evacuat. Nici noi nu cunoaștem ce s-a întâmplat. Ne-au anunțat să ieșim afară și atât. O auzit că a pus cineva în mine. Tot programul judecătoriei a fost dat peste cap. Oamenii care au venit la ședințe sau la alte programări au făcut cale-ntoarsă. Am avut o ședință la ora 11, că a fost o alertă de bombă, a fost amânată. Nu știu din ce cauză. Este treabă de rezolvat. Nu știu, că eu am întrebat de lume și au zis că nu-i lucrează. Nu-i nimeni, nu într-o. Nu știu, nu pot spune. Geniștii de la BombTech au scotocit prin toate birourile, dar nu au găsit nicio bombă. Polițiștii acum îl caută pe cel care a dat alarma falsă. Bărbatul riscă 2 ani de închisoare. Topirea zăpezii scoate la iveală gropile din străzile municipiului Chișinău. Numai puțin de 1 milion de metri pătrați este suprafața ocupată de cratere pe arterele orașului. Cât costă reparațiile și cât vor dura, aflați din Telejurnal. Cei 21 de tineri reținuți ieri în preajma mulțimii din piața Marii Adunări Naționale ar fi vrut să creeze probleme la adunarea centenară, la care au participat 10.000 de oameni. Ei s-ar fi mobilizat pe o rețea socială, spune poliția, care a publicat mărturiile lor. Asta au declarat tinerii opriți de oamenii legii în apropierea scoarului catedralei, înainte să intre în mulțimea adunată în piață. Nu e de mirare că prezența lor a părut suspectă oamenilor legii, pentru că toți purtau pe fețe măști medicinale. În rucsacuri aveau și măști împotriva gazelor, cuțit și spray-uri cu gaze lacrimogene. În fața oamenilor legii, ei au recunoscut că mobilizarea a fost făcută pe o rețea socială, unde li s-a spus că trebuie să ajungă în piața Marii Adunări Naționale, pentru că acolo unioniștii îi vor bate pe vorbitorii de limbă rusă. Am știut că în știri am găsit ca și parat și atunci noi sunt limba greceată și intervin. Trebuia vreo zichem bălba de nož. De ce mă tine? Da. Он лежит у меня там в качестве самообороны, потому что вчера я услышал от друзей, что группировка Румынии нападает и избивает людей, которые разговаривают по-русскому. Я русскоязычный, поэтому я в качестве предосторожности взял с собой нож. Printre cei reținuți de oamenii legii erau și minori. Indiferent de vârstă, toți sunt acum cercetați penal într-un dosar pentru fapte de huliganism. A murit pentru că a dormit cu țigara aprinsă. O bătrână din orașul Edineț, în vârstă de 88 de ani, a murit într-un incendiu produs în anexa casei în care locuia. Pompierii au fost alertați de vecini. Veniți la fața locului, salvatorii au găsit cadavrul carbonizat al victimei. Potrivit informațiilor preliminare, focul ar fi fost provocat de o țigară. De la începutul anului, în Republica Moldova, au avut loc peste 400 de incendii, în care și-au pierdut viața 53 de persoane. Pentru a preveni astfel de situații, Inspectoratul General pentru
situații de urgență a demarat acum o lună campania națională O casă protejată, o viață salvată. Astfel, până astăzi, pompierii au instalat 960 de detectoare de fum în locuințele familiilor cu mulți copii, a bătrânilor și celor țintuiți la pat. Uniunea Europeană sprijină în continuare folosirea energiei verzi în localitățile din Republica Moldova. Vor primi finanțare alte trei proiecte privind dezvoltarea iluminatului stradal, reabilitarea termică a instituțiilor de învățământ și economisirea de energie. Ideile vor fi implementate în următorii trei ani, iar beneficiari sunt orașele Călăraș, Cantemir și localitatea Feștelița din Ștefan Bode. Primarii din Călăraș, Cantemir și Feșterița și-au propus să realizeze mai multe obiective pentru asigurarea unei vieți mai bune a oamenilor prin adaptarea localităților la standarde înalte de eficiență energetică. Suntem convinși de faptul că aceste proiecte vor ajuta municipalităților să-și implementeze planurile de acțiuni privind energia durabilă, ducând la beneficii tangibile pentru localnici. Prin intermediul acestor proiecte, Uniunea Europeană va lucra în mod direct cu autoritățile locale pentru a asigura o viață mai bună pentru cetățeni moldoveni. Uniunea Europeană va acoperi mai mult din jumătate din costurile fiecărui proiect. Administratorii orașelor Călăraș, Cantemir și a localității Feșterița din Ștefan Vodă s-au angajat să acopere între 20 și 40% din valoarea proiectelor desfășurate în aceste localități. Primarii spun că sunt niște proiecte în folosul întregii societăți și speră că acestea să aibă continuitate. Planul de acțiune, așa zis IAP-ul nostru, prevede mai multe activități care până anul 2020 să reducă emisiile de carbon în comunitatea noastră. Aici se referă la schimbarea iluminatului public din becuri obișnuite în becuri tip LED, instalarea unui hectar de panouri fotovoltaice care va aduce și un profit localității noastre, cam 800.000 anual, din vânzarea în rețea energiei electrice regenerabile produse de la soare. Bugetul proiectului 680.000 de euro presupune proiectul că noi în orașul instalăm 500 de becuri la lungimea 21 de kilometri. Așa proiect este de mult așteptat de oameni din orașul Călăraș, atât mai mult că orașul intră în traseu turistic. Patru instituții educaționale din orașul Cantemir vor fi izolate termic și vor primi colectoare solare și cazane pe bază de biomasă. În total, valoarea proiectului ajunge la 840.000 de euro. Scopul proiectului este de a minimaliza cheltuielile pentru energie termică. Practic, reșind din calcule preventive, o să vă ajungă fiecare an, o să avem economisiri în jur de 40.000 de euro. Plus la aceasta avem să ridicăm și nivel de confort în toate instituțiile, ceea ce este tot foarte, foarte important. Uniunea Europeană a mai sprijinit și alte idei de acest gen, cum ar fi proiectul demonstrativ complex pentru dezvoltarea energetică durabilă din orașul Orhei și proiectul Lumina Verde pentru Moldova, având principalii beneficiari orașele Ochnița și Cantemir. 1 milion de metri pătrați. Aceasta este suprafața ocupată acum de gropile de pe străzile Chișinăului. Este un trist record și asta va costa primăria cel puțin 125 de milioane de lei, bani necesari pentru reparații. Lucrările au început deja pe arterele din sectorul Ciocana. Un pătrat cu latura de 1 kilometru. Cam aceasta este suprafața acumulată a gropilor din asfaltul Chișinăului. Este nevoie de intervenții de urgență la cel puțin 600 de adrese. Gropile sunt la orice colț de stradă. Șoferii nu le mai pot ocoli. Cum vă deplasați? Așa. Stânga-dreapta, stânga-dreapta și înainte. Și totuși mai nimeriți într-o groapă. Bineînțeles, că nu poți evita, fiindcă altfel poți crea situații de accident. Mașina are de suferit. Bineînțeles că are de suferit și numai mașina, și noi, financiar. E periculos, te ferești de una, mergi peste alta. Asta e pericol de accident. Unde e cea mai gravă situație pe care dumneavoastră o știți de prin oraș? Străzile care nu sunt principale sunt mai distruse, mai de dezles, e ceva strașnic. Dacă s-ar lua să iei leafa din șotul lor, că nu fac materiale cum trebuie, atunci materialul s-ar face bun, calitativ. Dar nu răspunde nimeni. Foarte bine.
E ok. Așa e ok, da? Primăria a alocat 125 de milioane de lei, bani insuficienți pentru volumul colosal de reparații. În total avem circa 900.000 de metri pătrați care sunt nevoie de reabilitat. Bugetul pentru anul ăsta ne permite să facem aproape jumătate din aceste lucrări. Și în cartiere, desigur că în cartiere nu s-a intrat zeci de ani și oamenii se plâng că au gropi până la jumătate de metru lângă case și nu se pot deplasa nici mamele cu cărucioarele. Între timp, pentru reparații capitale și modernizarea sistemelor de iluminat au fost alocate 380 de milioane de lei. Pe listă este strada Ion Creangă plus un sens giratoriu la intersecția străzilor Studenților și calea Orheilor din sectorul Rășcani. Pe alte 12 străzi, printre care Dacia, Ciuflea, Alba Iulia și Calea Ieșilor, se va schimba sistemul de iluminare, inclusiv la trecerile de pietoni. Un martie este ziua Marii Curățenii în Chișinău. Municipalitatea va organiza acțiunile de salubrizare pentru a pregăti orașul de sărbătorile pascale. Primarul interimar Silvia Radu le cere tuturor locuitorilor și agenților economici să se implice cât de mult pot în curățenie. Este nevoie ca toți să-și facă curățenie acolo unde locuiesc. Trebuie să ne atârnăm față de orașul nostru așa cum ne atârnăm de ograda și de casa noastră. Avem nevoie ca orașul să fie curat. Republica Moldova este printre țările cu cei mai mulți deținuți, iar condițiile de detenție inumane sunt principalul motiv pentru care țara este dată în judecată la CEDO. Asta arată un raport al Consiliului Europei pentru anul 2016. Astfel, la o populație de aproape 3 milioane de oameni, sunt peste 8.000 de deținuți. La acest capitol, Republica Moldova este devansată doar de Georgia, Turcia, Lituania și Azerbaidjan. La polul opus sunt Islanda, Irlanda de Nord, Belgia. Suprapopularea, dar și condițiile proaste de detenție sunt motivele pentru care Republica Moldova pierde milioane de lei în instanțele internaționale. În prezent, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sunt peste 70 de cauze pe rol în care au fost invocate condițiile inumane și degradante de detenție. Cea mai gravă situație este la penitenciarul 13 din Chișinău. Centenarul Marii Uniri creează noi poduri spirituale peste Prut. O delegație a Partidului Național Liberal din România a venit la Chișinău pentru întrevederi cu reprezentanții ai partidelor politice și ai societății civile. Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că limba, istoria și cultura comună ar trebui să determine cele două state să-și unească eforturile în proiectele ce ar aduce bunăstare cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Noi, ca partid, susținem drumul european al Republicii Moldova și oricare variantă o vor decide cetățenii Republicii Moldova, basarabenii, pentru că România are o relație aparte cu Republica Moldova. Noi nu avem nevoie de translator ca să comunicăm între noi. Avem o istorie comună și avem extrem de multe lucruri de împărtășit și din acest motiv cred că România trebuie să fie mult mai atentă cu Republica Moldova, pentru că și Basarabia ca și România este Europa. Reprezentanții societății civile spun că centenarul Marii Uniri este marcat mai mult de organizațiile culturale decât de clasa politică. Există un Chișinău a intelectualilor și există un Chișinău a decidenților politici, respectiv ultimii. Nu cred că au avut o agendă și au avut interesul de a marca în mod politic simbolismul și implicațiile importante ale centenarului. Este un lucru important ca oamenii să vorbească și din numele sufletului lor și cu ajutorul creierului și ar putea să înțeleagă foarte clar că Republica Moldova trebuie să ia în cele din urmă niște decizii strategice pentru ca să contribuie la o bunăstare mai bună a cetățenilor săi și la asigurarea legăturii naturale cu națiunea română. Analiștii politici sunt de părere că ședința solemnă a Parlamentului de la București, la care vor participa și reprezentanți de la Chișinău, ar fi trebuit să fie, într-o formă ideală, o ședință comună a parlamentelor. E o acțiune care vorbește despre faptul că
Centenarul Unirii este un eveniment extrem de important pentru România, dar și pentru Republica Moldova. Păcat că nu s-a reușit să delegăm până la nivelul unei ședințe comune a celor două parlamente, ceea ce vorbește despre faptul că la Chișinău încă există forțe antiunioniste și antiromânești, românofobie, mai bine zis, bine pronunțate, și influența lor în politicul moldovenesc este foarte mare. Delegația PNL România a avut întrevederi și cu reprezentanții ai partidelor politice din Republica Moldova. Au fost cei de la Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Platforme Demnitate și Adevăr și Partidul Liberal Democrat din Moldova. Mâine, la Chișinău, vor marca împreună centenarul Marii Uniri. Vizita membrilor PNL se va încheia cu un eveniment cultural la Teatrul Ion Luca Caragiale. Un miting de protest va avea loc mâine 27 martie în fața clădirii administrației municipiului Ceadăr Lungă din autonomia găgăuză. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Bătrânilor din Găgăuzia, Vasile Arnaud. Potrivit lui, autonomia trebuie să lupte cu elementele antistatale care sărbătoresc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Presa din regiune mai scrie că la manifestație vor participa nu doar membrii Consiliului, dar și reprezentanții autorităților locale și regionale, precum și locuitorii regiunii. În același timp, despre Marea Adunare Centenară de ieri s-a scris și în presa internațională. Unele publicații au menționat prezența circa 10.000 de oameni la manifestația care a avut loc în piața Marea Adunări Naționale. În numai o săptămână, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat și vărsat la bugetul de stat peste 430 de milioane de lei. De unde provin acești bani, vă spunem mai târziu în telejurnal. Gata cu hârburile de pe străzile Chișinăului. Autoritățile promit că microbuzele care nu trec de inspecția tehnică vor fi scoase din uz. Testele au început astăzi și se fac la stațiile tehnice autorizate de Ministerul Economiei. Am purtat o discuție cu directorul Agenției Naționale de Transport Auto, unde ne-am propus împreună cu dumnealui să mergem inopinat la anumite stații, să verificăm cum merg lucrările, cum merg aceste, să trec aceste testări. Mașinile care vor pica testul tehnic vor fi excluse de pe liniile de transport local până la eliminarea problemelor tehnice. Pe străzile Chișinăului sunt multe microbuze care se află într-o stare deplorabilă. O recunosc și autoritățile. Șoferii, conducătorii auto și agenții economici în perioada asta și repară unitățile, le aduc la o anumită condiție tehnică favorabilă, că în caz contrar nu vor susține această testare tehnică. Deci te fac oameni săraci, nu am bani. Și ce de oameni ăștia? Imerge câte unul care va de capul lui și nici bani nu iau din trânsul. Câte jele te uiți la câte băbușoare de moșneac. În prezent există 50 de linii deservite de microbuze. Potrivit strategiei de dezvoltare a transportului în municipiul Chișinău, microbuzele vor deveni, între timp, doar un transport secundar. Și ne propunem următorii câțiva ani să reducem aceste linii de microbuz chiar până la jumătate, deoarece vin de urmă, vin autobuzele, vin troleibuzele autonome. Testarea tehnică va dura până pe 6 aprilie. Pe străzile din Chișinău circulă peste 1100 de microbuze. Noi legături spre lumea întreagă. Astăzi a fost inaugurată o legătură aeriană între Chișinău și Frankfurt. Zborurile vor fi zilnice și vor permite conexiunea spre alte destinații. Pasagerii vor avea ocazia să zboare direct către cel mai mare hub Lufthansa, ceea ce le va permite conexiunea cu circa 300 de destinații în mai mult de 100 de țări. Această rută va fi efectuată zilnic, va fi operată cu aeronave Airbus 319 și 320 și va lega aeroportul Chișinău cu aeroportul din Frankfurt, care este unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume. Zborul Chișinău-Frankfurt va dura 2 ore și 40 de minute. Prețul unui bilet dus întors începe de la 155 de euro. I think it's not better. It's better for the Moldovan people that they have now the possibility to go in the morning, for example, with Air Moldova to Frankfurt and go into the world and on top in the afternoon as well. So they have more possibilities to go to Frankfurt and beyond. That includes the Airbus 319. For example, the flight coming today is with internet on board as well.
and which allow passengers to internet access on board already starting from here on the way to Frankfurt. În prezent, spre Frankfurt are cursă și o companie aeriană din Republica Moldova, însă acestea nu sunt zilnice, iar prețul pentru un bilet începe de la 100 de euro și poate depăși 400 de euro. În 2010, Lufthansa a început să opereze zborul Chișinău-München. Anul trecut, compania a avut aproximativ 200.000 de pasageri în regiune. Lufthansa este prima linie aeriană din Europa, căreia i-au fost acordate 5 stele de calitate conform evaluării Skytrax. Medicii din Republica Moldova au în sfârșit o lege care protejează de persoanele agresive. Jignirea premeditată, onoarea demnității sau vătămarea corporală a cadrelor medicale va fi sancționată cu amende sau până la 15 zile de închisoare. Legea a fost aprobată de Parlament și va intra în vigoare după ce va fi publicată în Monitorul Oficial. Modificările vin după ce în urmă cu 2 săptămâni un șef de secție de la spitalul numărul 1 din Chișinău a ajuns la urgențe cu 2 coaste rupte, după ce a fost bătut de soțul unei paciente. În fiecare an, în Republica Moldova, sunt înregistrate în medie 120 de cazuri de violență asupra cadrelor medicale. Republica Moldova și România ar putea dezvolta un mecanism de interconectare informațională prin intermediul Consiliului Consultativ Media. Inițiativa aparține Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor din Parlamentul României. Deputatul român Matei Dobrovie își propune să resusciteze o inițiativă lansată anterior de Departamentul pentru Relația cu Românii de Pretutindeni și anume Consiliul Consultativ Media România-Republica Moldova. Acest organism își propunea practic să ducă la interconectarea politicilor editoriale a jurnaliștilor de pe cele două maluri ale Prutului, mai mult decât atât să le dea posibilitatea să se cunoască și să învețe să aplice împreună la finanțări europene sau alte tipuri de finanțări, și să colaboreze pe diverse proiecte. Potrivit lui Matei Dobrovie, comisia este de fapt un mecanism eficient de luptă împotriva propagandei mediatice. Nu vorbim doar despre contracararea propagandei rusești, de care mă întrebați dumneavoastră. La fel de important este și contracararea propagandei oligarhice locale în Republica Moldova. Și acest lucru România nu poate să-l facă decât pentru o prezență mediatică puternică. Oficialul s-a referit și la suportul financiar oferit Republicii Moldova de către România. Acesta ar trebui promovat mai mult în presa de pe ambele maluri ale Prutului. În aceste zile, deputatul român va avea mai multe întâlniri cu jurnaliștii și experții din domeniul media din Republica Moldova pentru a definitiva conceptul de spațiu mediatic comun. Sumele vărsate de vamă la bugetul de stat s-au măsurat și săptămâna trecută în sute de milioane. În perioada 19-25 martie, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat 430 de milioane de lei. O parte din această sumă a fost adunată de vame și din amenzi. Doar într-o săptămână au fost înregistrate 122 de tentative de încălcare a legislației vamale. În aceeași perioadă au fost întocmite 52 de procese verbale pentru cei care au fost prinși în neregulă, au achitat amenzi de peste 160.000 de lei. Frontiera moldo-română rămâne granița cea mai solicitată de către agenții economici, iar cel mai mare flux de traversări a fost înregistrat în punctele de trecere Leușeni și Sculeni. Un politic român, dar cu un rol deosebit în soarta Basarabiei. Campania Generația Unirii continuă astăzi la pagina dedicată lui Alexandru Margheloman, prim-ministrul României care a primit actul unirii Basarabiei cu România. Alexandru Margheloman s-a născut în 1854 în Buzău. După absolvirea facultății de drept de la Paris, a fost procuror și judecător. Margheloman a fost un politician conservator, considerat de mulți germanofil. Probabil este cel mai necunoscut și cel mai nedreptățit politician din istoria noastră. Predomină ideea că el ar fi fost un germanofil și prin aceasta a fost un trădător al României în primul război mondial. Alții spun că, dimpotrivă, el a fost cel care s-a sacrificat pentru țară și și-a sacrificat cariera politică pentru
unirea cu Basarabia și pentru, mă rog, idealul unirii. Alexandru Marghiloman a deținut funcții importante în guvernul român în cadrul mai multor ministere, iar în martie 1918 a acceptat funcția de prim-ministru. Era o perioadă dificilă pentru România, abandonată de principalul aleat din zonă, Rusia bolșevică. Țara a fost nevoită să accepte pacea cu puterile centrale, în condiții total nefavorabile. Regele Ferdinand, aflat în refugiu la Iași, se gândește pe cine putem noi pune prim-ministru la București pentru a negocia viitorul tratat de pace dintre România și puterile centrale. Categoric, Ferdinand l-a ales pe Alexandru Marghiloman, sperând că acesta este mai bine văzut de germani și că germanii, stând de vorbă cu un filo-german, vor da niște condiții de pace ceva mai bune României. La 23 martie 1918, delegația basarabeană merge la Iași, unde discută cu reprezentanții guvernului român problema unirii Basarabiei cu România. Atunci îl invită pe Alexandru Marghiloman la Chișinău. La ședința Sfatului Țării din 27 martie 1918, prim-ministrul României a ținut un discurs despre reforma agrară, garantarea libertăților cetățenești, organizarea locală și prezența în Parlament a reprezentanților basarabeni. Cel mai frumos moment al carierei politice al Alexandru Marghiloman a fost prezența lui pe 27 martie 1918 la Chișinău. În momentul în care Sfatul Țării a proclamat unirea Basarabiei cu România, Alexandru Marghiloman, sigur, fusese anunțat, era prezent la Chișinău și a transmis Sfatului Țării salutul regelui Ferdinand și gratitudinea, mulțumirile întregului popor român pentru ceea ce se întâmpla. După vot, Alexandru Marghiloman a ținut cel de-al doilea discurs memorabil, a luat act de hotărâre a Sfatului Țării și a proclamat Basarabia unită, de această dată pentru totdeauna cu România, una și indivizibilă. El a fost un mare admirator al liderilor unioniști de la Chișinău, din Basarabia, și cred că această zi de 27 martie, de fapt, e cert, acest lucru a fost probabil cea mai frumoasă a carierei sale politice. La 30 martie, o delegație din Basarabia a plecat la Iași și a prezentat regelui actul unirii. Toate momentele și atmosfera de sărbătoare au fost prezentate pe larg de presa vremii. Ulterior, în luna mai 1918, Marghiloman a negociat pacea cu Germania și a semnat tratatul de la Buftea, fapt ce a determinat mai târziu debarcarea sa din viața politică. El a fost cel care s-a sacrificat pentru țară și și-a sacrificat cariera politică pentru unirea cu Basarabia și pentru, mă rog, idealul unirii, chiar dacă, repet, el într-adevăr a fost partizanul alianței cu puterile centrale, adică alianței cu Germania. Alexandru Marghiloman a murit în 1925 la vârsta de 71 de ani și a fost înmormântat la cimitirul Belu din București. Postmortem au fost publicate cele 5 volume ale lui, Note politice, o culegere de memorii care descriu bogata sa experiență politică. Într-o zi istorică, îți oferim un proiect jurnalistic de importanță națională. Marți, 27 martie, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, de la ora 18 și de la ora 20, vezi două ediții eveniment ale principalului jurnal de știri. În premieră, Mihai Constantin merge la Chișinău pentru a prezenta Telejurnal Moldova, iar la București, Stella Dănilă este gazda telejurnalului TVR1. Un demers editorial unic, un duplex România-Republica Moldova pentru milioanele de români de pe ambele maluri ale Prutului. Continuăm cu știri externe. Scandalul diplomatic din dosarul Skripal ia amploare. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat că 14 țări din Uniunea Europeană au decis să expulzeze diplomați ruși. Și președintele Statelor Unite ale Americii a anunțat expulzarea 60 de diplomați ruși. Totodată, Casa Albă a dispus și închiderea consulatului rus din Seattle. Scandalul a pornit după ce în Anglia a fost otrăvit cu agent neurotoxic fostul spion rus Sergei Skripal și fiica acestuia. Marea Britanie a decis să expulzeze 23 de diplomați ruși, iar Moscova a răspuns cu aceeași monedă și a obligat 23 de diplomați britanici să părăsească Rusia. Despre acest subiect vorbim în continuare prin telefon cu analistul politic Iulian Fruntașu și moderatorul emisiunii Conexiuni de la TVR Moldova. Bună seara, domnule Fruntașu! Bună seara! În opinia dumneavoastră, era previzibilă o astfel de acțiune diplomatică comună și cum credeți că va reacționa Moscova la valul de expulzări diplomatice anunțat de Uniunea Europeană și Statele Unite?
Era previzibilă, deoarece a apărut mai recent, acum, știu eu, săptămână, declarația celor patru state în susținerea Marii Britanii, după care a fost și Consiliul European s-a pronunțat deci, în acest context. E un semn de solidaritate, după mine, extraordinar la nivel european și occidental. Este cea mai mare criză diplomatică după anexarea Crimeei și, în ultimul rând, e și o victorie diplomatică pentru primul ministru Theresa May. Ce se întâmplă mai departe, probabil Moscova va răspunde în același mod, expulzând diplomații europeni și americani din Rusia. De fapt, Moscova a anunțat astăzi că pregătește o surpriză istorică pentru Marea Britanie, fără a face alte precizări. Credeți că este posibilă o escaladare a conflictului diplomatic și care ar putea fi consecințele acestuia la nivel global? Păi nu știu ce poate face Moscova în afară de expulzarea diplomaților britanici sau închiderea unor instituții britanice. Pentru că, de fapt, lucrurile au mers atât de departe încât nu-mi imaginez ce ar mai putea fi acolo, așa. Da, altfel este, după mine, o situație destul de complicată la nivel diplomatic între Occident și Federația Rusă. Domnule Fruntaș, noi vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Continuăm jurnalul. Echipele de intervenție lucrează fără întrerupere în zona centrului comercial din Rusia, care a luat foc ieri. Bilanțul este cumplit. 64 de morți, 10 răniți spitalizați și încă sunt persoane declarate dispărute. Cum decurg operațiunile de căutare a eventualelor supraviețuitori, aflăm de la corespondentul TVR Liviu Iurea. Toată noaptea, echipele de intervenție s-au luptat cu flăcările. După miezul nopții, acoperișul centrului comercial s-a prăbușit din cauza temperaturii extrem de ridicate. Aeromobilna grupierovka. Принимаем все меры к тушению пожаров. Очень сложная конструкция, очень много горючих материалов. Focarul incendiului pare să fi fost în zona locului de joacă pentru copii. Administrația centrului comercial susține că în acel loc obișnuiau să se adune și adolescenții. Nu este exclus ca unul dintre ei să se fi jucat cu focul, chiar și cu o simplă brichetă. Mulți vizitatori au rămas blocați pe etaje, unii chiar au sărit pe geam, când au realizat că nu mai au nicio șansă să supraviețuiască în încăperea cuprinsă de flăcări. Izolirujem protilogazami, чтобы можно было работать в газовой среде. Также мы готовы будем работать и в ночное время, с собой берем световые башни. К этой работе привлекаем 5 психологов Центра экстренной психологической помощи сибирского филиала для работы с пострадавшим населением. Sistemele de avertizare și evacuare în caz de incendiu nu au funcționat, iar ultima verificare a fost făcută în urmă cu 2 ani. Procuratura rusă a reținut deja 4 persoane din administrația centrului comercial. Familiile victimelor vor primi câte 1 milion de ruble din partea statului. Din Moscova, pentru Telejurnal, Liviu Iurea. Polonia continuă eliminarea simbolurilor moștenite din perioada comunistă. Ultimul înlăturat este monumentul de recunoștință pentru armata sovietică inaugurat în 1951 în orașul Legnița, din sud-vestul țării. În localitate a fost staționat cartierul general al grupului Nord al armatei sovietice. Campania se desfășoară în baza unei legi care cere să fie îndepărtate din locurile publice simbolurile regimurilor totalitare, nazist și comunist. Încă un scandal ia amploare peste ocean. O actriță din filme pentru adulți, care susține că a avut o relație cu președintele Donald Trump și este amenințată acum cu moartea, a făcut dezvăluiri incendiare într-un interviu fără perdea. Stormy Daniels a vorbit despre relația ei cu Trump, care spune ea a fost în 2006 și 2007, și despre amenințările directe pe care le-a primit în 2011, despre care s-a ferit să spună că ar fi venit chiar din partea actualului lider de la Casa Albă. Donald Trump a negat întotdeauna că ar fi avut vreo legătură cu ea, iar după interviu, Casa Albă nu a avut nicio reacție. Într-un mic oraș din Marea Britanie a fost inaugurată prima statuie din lume dedicată cântărețului David Bowie. Cât a costat întregul proiect, aflați din Telejurnal. Romano-catolicii au fost în sărbătoare, au celebrat floriile, ziua în care Iisus a intrat în Ierusalim pentru a sărbători Paștele evreiesc. Cam fiecare an în București a avut loc o procesiune pe traseul care leagă Biserica Sacră Cœur de Catedrala Sfântul Iosif.
Procesiunea a debutat cu o slujbă de binecuvântare a ramurilor de sălcii și florilor aduse de participanți pentru a celebra intrarea lui Iisus în Ierusalim. Din aceste ramuri se va forma cenușa pe care credincioșii o vor primi la anul, la începutul postului mare, pe creștetul capului, în semn de pocăință și convertire. Cei peste 1000 de credincioși romano-catolici au pornit de la Biserica franceză Sacré-Cœur din capitală și au cântat tot drumul până la Catedrala Sfântului Iosif. Chiar dacă astăzi trăim într-o lume plină de tehnologie, dacă avem o credință adevărată și dacă ne străduim, putem rămâne într-un spirit creștin. Semnifică unitatea, sincer, această procesiune în special. Simt că Dumnezeu ne ascultă pe toți. E o zi foarte frumoasă și mai ales că e ziua tineretului și noi suntem tineri în suflet și participăm la bucuria lor. Ne rugăm pentru tineri, îi susținem în rugăciunile noastre pentru că ei sunt viitorul. Procesiunea s-a încheiat la Catedrala Sfântului Iosif cu o liturghie. Este prima dată când am înghețat de flori. Nu credem doar ca să ne punem la adăpost, ci credem din iubire și manifestăm lucrul acesta chiar dacă a fost frig, chiar dacă ne-au înghețat mâinile, dar ni s-au încălzit, cred că, sufletele. La procesiune, pentru prima dată, au participat și credincioși catolici de etnie arabă din Liban, Iran și Iordania. Cel mai nou și cel mai mare vas de croazieră din lume a plecat pe mare. Prima destinație, Spania, unde se va afla portul său de bază. Nava, cu adevărat impresionantă, a fost construită în Franța. Simfonia Mărilor a plecat spre proprietarul său, gigantul călătoriilor turistice pe mare, compania americană Royal Caribbean International. Primul său voiaj va fi în Marea Mediterană. Sute de curioși au venit pe țărm să vadă vasul. On sent tout petit, hein? Tout petit, minuscule. Ouais. Ça, impressionnant. Avoir un bateau à Saint-Nazaire, le plus gros du monde, c'est juste vraiment énorme. Cifrele sunt impresionante, ca și nava. Simfonia Mărilor a costat aproape $1.5 miliarde. Are o lungime de 362 de metri și cântărește 228.000 de tone. On ne sera certainement jamais à bord. Donc voilà, c'est une occasion de le voir d'un peu plus près. Nava de croazieră poate primi la bord 9.000 de pasageri și membrii ai echipajului. A fost construită în 3 ani. Prima misiune oficială va începe pe 7 aprilie din portul său de reședință de vară, Barcelona. Compania proprietară dispune de o flotă de 25 de vase uriașe de croazieră. Într-un mic oraș englezesc a fost inaugurată prima statuie din lume dedicată cântărețului David Bowie. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place. Monumentul îl înfățișează pe artist în mai multe ipostaze. Una dintre ele este cea a personajului Ziggy Stardust, care l-a făcut celebru în anii 70, rolul unui mesager extraterestru androgin. Întregul proiect a costat echivalentul aproximativ 150 de euro, dar toți banii au fost donați de populația micului orășel Aylesbury, locul unde Bowie a apărut prima oară pe scenă deghizat și machiat ca Ziggy Stardust. În ianuarie 2016, la numai 2 zile după lansarea albumului Black Star, David Bowie murea de cancer. Artistul a avut o influență uriașă în cultura pop și glam rock a ultimilor 30 de ani. Something happened on the day. Cărți din cele 100 care vor fi editate pe parcursul anului centenar au fost lansate la Biblioteca Municipală Bogdan Petrecei cu HD-ul din Chișinău. La eveniment au fost prezenți istorici și personalități din domeniul cultural, critici și oameni de știință. De asemenea, nu au lipsit invitați de onoare din România. Cele 8 lucrări fac parte din colecția 100 de cărți despre Basarabia la 100 de ani de la Unire și scot în evidență relația cu România pe parcursul acestor ani, evoluția Republicii Moldova, o trecere în revista a monumentelor din țară, dar și personalități care au marcat istoria de la Unire încoace. Ba mai mult, unii autori au transpus destinul Basarabiei în versuri. A văzut lumina tiparului și o carte despre limba română, iar jurnalistul și scriitorul Gheorghe Pârcea din Maramureș a adus în fața publicului cartea Ochii Basarabiei. Lucrarea cuprinde interviuri, tablete și comentarii realizate în perioada 1991-2018. Toate cărțile vor ajunge în școli, licee și biblioteci din Republica Moldova.
Distanța dintre cele două maluri de Prut devine tot mai mică. Raionul Soroca și județul Buzău au stabilit o nouă relație de prietenie. Consilierii celor două regiuni s-au întâlnit la Soroca, unde au dat citire unei declarații de susținere reciprocă și reîntregire națională. Raionul Soroca și județul Buzău din România au semnat încă anul trecut un acord de cooperare ce își propune crearea unui cadru strategic pentru derularea mai multor proiecte. Părțile vor dezvolta și în continuare relațiile comune și vor sprijini desfășurarea activităților de promovare a proiectelor în domeniul administrației publice locale, educație, cultură, sport, sănătate, turism, asistență socială, dar și alte domenii. Sprijinim din toate puterile noastre toate demersurile atât Raionului Soroca cât și Republicii Moldova pentru integrarea în structurile europene. Am reușit să ne aducem micul nostru aport la reabilitarea Spitalului Raional Soroca. Acum, în decursul anului trecut, noi am făcut o donație, este vorba despre aparatură medicală. Toți vom face în fiecare zi ca cetățenii să simtă măcar un pic mai bine. Încă o dată s-au demonstrat că am trecut la pași concret, deja de la numai declarații de vorbe, dar trecut la aspect economic, am primit și ajutoare de la Consiliul Județean Buzău. Primele relații de colaborare au început în domeniul culturii prin participarea la diverse activități de pe ambele maluri ale Prutului. Relațiile culturale sunt fructuoase și este foarte important că o persoană sau trecută printr-un gen de artă devine mai comunicabilă, mai frumoasă, mai receptivă și aceasta va deveni o tradiție pentru viitorul Sorocei și Buzăului. Întâlnirea a fost organizată cu ocazia împlinirii celor 100 de ani de la Marea Unire. Suntem obligați de timpurile care le trăim să cinstim memoria acelor oameni, hotărârea lor care a fost istorică și a fost definitorie pentru poporul român. Noi de-aia am venit aici, dorim din tot sufletul să îndeplinim încă o dată unirea Basarabiei cu România. Fie România mare, puternică, în cadrul Uniunii Europene. În timpul vizitei de lucru, consilierii buzoieni au vizitat cetatea Soroca, obiectiv turistic restaurat printr-un proiect transfrontalier, dar și Biserica Românească Sfinții Martiri Bucovineni, de pe cheiul râului Nistru. Să vedem acum cotațiile valutare pentru mâine. Pentru mâine, Banca Națională a stabilit un curs oficial de 16 lei și 52 de bani pentru un dolar american, cu 2 bani mai puțin. Moneda europeană, în schimb, se scumpește cu 7 bani. Astfel, un euro va fi cotat la 20 de lei și 49 de bani. Leul românesc va valora 4 lei și 39 de bani, cu un ban mai mult. Hrivna ucraineană este în scădere cu un ban și va valora 62 de bani. Rubla rusească se scumpește cu un ban și atinge cotația de 29 de bani. Victorie uriașă pentru Naționala de handbal feminin în direct la TVR. România a învins campioana olimpică Rusia la Cluj în fața 8.000 de spectatori cu 26-25. Tricolorele au revenit pe locul întâi în grupă și sunt aproape de calificarea la campionatul european. Finalul a fost unul de infarct. Eliza Bucevski a fost printre cele mai bune tricolore. România a condus la pauză cu 15-12, dar meciul era departe de a fi jucat. Debutul părții secunde a dus 12 minute de coșmar pentru fetele lui Ambrose Martin. Naționala României a înscris un singur gol, iar Rusia a preluat conducerea cu 19-16. Din acest moment a intrat în scenă Eliza Bucevski, iar România a revenit la conducerea partidei 24-23. Finalul a fost unul interzis cardiacilor. Kiper a ratat incredibil desprinderea la două goluri, dar recuperarea Elizei Bucevski cu 10 secunde înainte de final a adus o victorie uriașă României, 26-25. Aceasta a fost sarcina mea și cred că m-am achitat destul de bine de ea. A fost un meci extrem de dificil, dar foarte frumos. Foarte, foarte greu. În repriza a doua eram foarte obosite, însă cred că cu sprijinul publicului am reușit o victorie frumoasă și foarte importantă. Și Naționala de Tineret a României s-a calificat la Campionatul Mondial de Handbal. Echipa lui Tadici a izbutit 3 victorii, ultima în direct la TVR, 28-27 cu Ucraina.
Naționala lui Tadic de tinere, sub 20 de ani, s-a calificat la campionatul mondial din Ungaria cu 3 victorii. În turneul de la Cluj, România a învins Croația vineri, Georgia sâmbătă și duminică, în ultimul meci pe Ucraina la o diferență de un gol, 28-27. Sorina Târca a fost din nou cea mai bună marcatoare cu 8 goluri. E un pas spre un drum lung și noi sperăm la o medalie. Un turneu în proporție de 80% reușit, era de așteptat, nu e niciun fel de surpriză această calificare. Sunt câteva jucătoare în această generație care promit pentru viitor, însă vor trebui să muncească foarte mult. Eliminate la simplu, Simona Halep și Irina Begu au părăsit și competiția de dublu la Miami. Româncele au câștigat la tie-break primul set contra perechii Atavo Grunfield. Dar adversarele au revenit în actul secund, adjudecat repede după 3 break-uri cu 6-2. Perechea învingătoare s-a decis în super tie-break. Simona și Irina au condus cu 4-1, dar cele două adversare din SUA și Germania au egalat la 4. S-au distanțat la 8-6 și în final s-au impus cu 10-8. Halep și Begu au pierdut după o oră și 42 de minute de joc, ratând calificarea în sferturile probei de dublu de la Miami. Canada și-a păstrat titlul mondial la curling feminin. În finala transmisă de TVR HD, echipa condusă de Jennifer Jones a învins Suedia cu 7-6. Finala de vis a campionatului mondial de curling feminin a fost echilibrată în prima parte și nimeni nu a punctat după primele trei enduri. Canada a condus cu 2-0 după al patrulea end, dar Suedia a întors repede rezultatul pentru 3-2. Campioana mondială a egalat la 4 și s-a distanțat la 6-4, dar aruncările Anei Hasselborg au salvat campioana olimpică și Suedia a trimis finala în decisiv. Până la urmă, Jennifer Jones a câștigat duelul capitanilor de echipă și Canada învingătoare cu 7-6 a obținut titlul mondial cu numărul 17 la curling feminin. Iar ce vreme ne așteaptă în următoarele ore aflăm chiar acum în rubrica Meteo. Bun găsit! Vremea continuă să se încălzească ușor în Republica Moldova. La noapte minimele vor indica 2 grade Celsius. Mâine maximele vor urca până la 9 grade Celsius. Cerul va fi noros, iar în a doua jumătate a zilei, în sudul țării, sunt posibile ploi. La Chișinău, în această noapte, vor fi 2 grade, iar maxima de mâine va indica 8 grade Celsius, iar cerul va fi mai mult noros. În România, la fel, vreme închisă și va ploua în aproape toate regiunile. Maximele vor varia între 6 și 12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară frumoasă! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre sunt pe tvremoldova.md. Le puteți vedea și pe pagina de Facebook TVR Moldova, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. În câteva minute, colegul meu Vasile Munteanu vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi, iar de la ora 20 urmează știrile de la București. Eu sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O seară cât mai frumoasă vă doresc. La revedere!